Cei trei frați norocoși. Tatăl simți că îi se apropie sfârșitul, așa că își chemă fiii ca să le împartă toată averea pe care o avea. Un cocoș, o coasă și o pisică. Știu că este puțin, le spuse el, dar dacă ajungeți cu ele în locuri unde lumea nu le cunoaște, veți face bani frumoși cu ele. Primul, cu moștenirea lui sub braț, porni în lume, dar peste tot unde ajungea lumea mai văzuse cocoși. Ajunse până la urmă pe o insulă unde nimeni nu mai văzuse așa un animal și pentru cântecul răsunător al cocoșului și aspectul lui deosebit, penele colorate, creasta roșie, pintenii ascuțiți și coada ca o secetă, îi oferiră atâția bani cât putea duce în spinare. Cel de-al doilea hoinări și el destul de mult prin lume până ajunse pe o insulă îndepărtată, unde localnicii recoltau grâul cu lovituri de tun și, pentru că nu prea reușeau să facă treabă bună, se bucurară nespus de mult când străinul le-a adus o unealtă atât de folositoare, așa că le răsplătiră dându-i atâta aur cât putea duce în spate. Cel de-al treilea frate, proprietarul pisicii, ajunse la un castel năpădit de șoareci. Stăpânul castelului era foarte bogat, dar nu lăsa slujitorii să pună capcane pentru șoareci, de frică să nu îi fure vreun galben. Văzând pisica, făcu o înțelegere cu el. Pentru fiecare șoarece prins, va primi un galben. Când pisica termină de prins șoarecii, feciorul avea atât aur, încât nu îl putea duce în spate și își cumpără un cal. Care credeți că a fost cel mai norocos dintre cei trei frați? Cei care și-au vândut moștenirea? Sau cel care a știut să o folosească pentru a câștiga bani în plus?